După o lună de post și rugăciune, credincioșii musulmani sărbătoresc, începând de joi 13 mai 2021, timp de trei zile, Ramazan Bayramul. Sărbătoarea marchează sfârșitul unui sfinte Ramazan, lună în care credincioșii au postit, au dedicat cea mai mare parte a timpului rugăciunii și s-au primenit sufletește prin recitarea Coranului cel Sfânt și Căință. Cele trei zile de sărbătoare, musulmanii sunt obișnuiți să le petreacă alături de familie și prieteni, de pe mese fiind nelipsite delicioasele preparate și tradiționalele dulciuri specifice acestei sărbători, la loc de cinste fiind baclavalele. Ramazan Bayramul este a doua sărbătoare importantă a islamului, alături de Curban Bayram. În dimineața primei zile de Ramazan Bayram, în Jami se oficiază slujba specifică acestei sărbători, după care membrii familiilor merg la cimitir pentru a-și pomeni rudele trecute la cele veșnice, iar mai apoi copiii merg cu colindul din casă în casă. Vă mulțumim că ne-ați vizitat încă o dată cu ocazia Ramazan Bayramului. Țin să urez tuturor musulmanilor din lume un Ramazan Bayram cât mai fericit, cât mai sănătos, lipsit de griji și de pandemie. Ramazan Bayram mibare mi-bare Moftiul Murat Yusuf transmite tuturor credincioșilor musulmani din România gânduri alese, sănătate, liniște și împlinire sufletească alături de tradiționalul Ramazan Bayram fericit.